Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Mamă, cuțitele astea de la Smokey, unde o să ajungă ele? Hai mă băieți, accept trade. Da, trebuie să-mi trimită și pe telefon. Bine că am Stingward-ul ăsta pe telefon, ești nebun la cap. Da! Ia uite-le, mă! Mi le-a acceptat, mă, ești nebun la cap. Bine, mă, ești nebun. Salutare, bă, băieți, bine v-am găsit la un nou episod de CSGO Prime Hacking aici alături de Extra. Zici și tu ceva, manule. Salutare manilor, bine v-am găsit la un nou episod. Bă, fraților, aveți canalul lui în descriere și mai aveți un link de la un server de Discord unde zine tu, manule, mai multe că tu știi cel mai bine. Prezintă. Dacă vreți să cumpărați și voi, nu știu, comenduri pe CSGO, nu știu, să arate și profilul vostru frumos acolo, nu știu, dacă aveți boală pe codați să le dați report board sau dacă vreți să faceți profilul de Steam mai frumos. Exact, vă zic și eu. Să vă boostați cu comentarii pe Steam. Vă zic și eu din propria mea experiență, că mi-au mai dat și mie oamenii report board și a doua zi mi-am luat mare bani, sunteți nebun la cap și, bă, dacă aveți boală pe cineva puteți să-i dați report board sau dacă vreți să vă îmbunătățiți transfectorul, știți că am mai făcut eu tutoriale de asta cu transfector și v-am spus că comendurile vă ajută foarte, foarte mult, puteți să intrați acolo pe serverul lui Ecstasy să vă cumpărați comenduri, că aveți acolo un link în descriere și probabil că acum o să se deruleze și pe ecran așa un pic din serverul lui de Discord. Bă, fraților, hai să facem 2000 de like-uri, am o mică surpriză pentru voi în acest videoclip, deși probabil ați văzut deja la începutul episodului surpriza, dar o să cenzurez acolo să nu vă arăt ce cuțit aici, ce trade am făcut cu Ecstasy, bă băieți, am făcut aici un mic upgrade și hai să trecem la mes, bă băieți. Mergem rush pe B sau sal, ia zi. Hai să mă, gata, bă băieți, a zis Ecstasy că și-a băgat, știți că în episodul ăla de pe DAS 2, omul meu 10 cu 40 să moară baby și acum ai zis omul meu că și-a băgat config, nu. Mamă, iar am dat de tryharder, ăsta mergea cu shift-ul frumos, eu am intrat pe lângă el. Ce window one, mă, că-i dau acum să mori. Ia zi, mă. Ah, da, mă, băieți, hai să vă arăt aici surpriza. Ia uitați, bă, băieți, ce trade nebun am făcut aici cu omul meu Ecstasy. Am luat aici niște Shadow Daggers Urban Max Masked. Mamă, nu mai știu să vorbesc, s-o obosit, băieți, aia. Și acum să vedem, bă, băieți, deci cuțitele noastre vechi sau mamă. Ah, băga mea, așa am vrut să dau ace, că era unul lângă altul. Mamă, cât de prost. Stai, mă, Ecstasy, te văd. Mamă. Ia arată, mă, ce cuțit ai Ecstasy. Arată, stai. Ia uitați, mă, băieți, cu ce două omul meu. Cât costă ăsta? 1000 cât? Asta e euro 700, că e Star-Trak. Pe și ăla alt? De la VI? L-am vândut. Să mor tu. Da, mânușile astea sunt 550 măcar, asta te liniștește. Stai un pic, că ăștia au Discord-ul aici și au mutat Discord-ul pe joc, le-am dat direct bloc la toți, ești nebun. What? Ăla nostru? Am crezut că ăla nostru avea mute, ești nebun la cap. Hai să mergem pe ea, mă, frate. Hai, mă, că oricum ăsta e meci lejer. Presimt eu că e meci lejer, sper să fie meci de rank-up, bă, băieți, pentru că după meciul ăsta o să filmăm un episod și pentru Ecstasy. By the way, aveți canalul în descriere. La cât ai scălposesc? La ora 3? La ora 3 o să da, pun da, un video, să-l postez cred că în fiecare mâine. Zi am da, tot o să-l postez mâine o să apară ăla la mine, nu o să apară ăsta mâine. Deci, bă, băieți, probabil că voi când uitați la... Și mâine, eu o să pun în fiecare zi, așa. E bun, bă, băieți, deci practic duceți-vă acolo la Ecstasy pe canal, dați un subscribe neapărat. Te-a luat, am murit amândoi codații și au rămas ruși în viață cu aia, băi, ce... Am speriat de el, nu știu. Mie nu mi-a tras codul cu aia. Mie dacă nu trage codul, oricum îți bătă, cum zic hateri, ești nebun la cap, ce naiba să mai fac. Ui, ce joacă rusul ăsta? Cred că s-are mare cod, ești nebun. Ne ia rușii runda, mă, ne cară rușii, ești nebun. Ar fi bine. Bă, ar fi ceva, ești nebun, mă duc AFK, mă pun în papă, te iau și o rank-up. Mamă, deci aștept rank-up-ul ăla, n-ai idee cum îl aștept, dar ideea e că... Da, și eu, deci am vreo 30 de win-uri la rând și uite că tot Supreme. Da, dar oricum, mai global la global e oricum n-aș pare rank-up-ul, dar de la LEM la Supreme, stai, tu ai avut LEM pe contul ăsta, adică ai avut 100%, câte meciuri ți-a luat de la LEM la Supreme? Cred că 15. De la LEM la Supreme, vreo 25, cred că am așa. Pua, mai greu. Consecutive? Nu chiar consecutive, că eu mă jucam legit. Adică am făcut Supreme-ul legit pe contul ăsta. Da, nu da, mai da. Dat niciun în cap. Decât pe Wingman am făcut în cap. Omul meu a jucat legit pe cont și la un moment dat a zis, picioarele, frate, băi, mai ai niște coduri. Niciodată nu. Nu, dacă toate meciurile erau cu coduri cu astea. Da, și asta. Oricum, nu prea mai e cum să joci cu CS legit. Nu, poate, adică pe Faceit, da, pe Faceit Premium, da, dar aici... Pe matchmaking, indiferent ce transfector ai avea, dacă ai prime, dacă n-ai prime, mai are ce legătură, tot timpul o să dai decodați. Bă, surprinzător, eu n-am prea mai dat decodați. Deci, asta este o chestie bună. Dar, oricum, tot timpul dacă n-aș dau eu da decodați. La transfactorul meu, eu dau de aia, după Novoline, îi salut acolo în match. Dar chiar, mă, Novoline, are șmecherie de aia să vezi cine mai folosește Novoline. Nu, n-are. N-are? Mamă, are Novi, ești nebun la cap. Mamă, bă, băieți. Mamă, baha ăla are un pic așa de prefire în el. Ia stai, Ecstasy, ia stai, vă dai și tu niște tapuri cu digolul ăla să iei runda asta să avem bani?
Mamă, ți-a dat ăla încă. Aveți să vezi că mai unul în spate, grijă, mare grijă. Mamă, ecstasy. S-a activat ecstasy, bă, băieți. S-a activat ecstasy, sunteți de bun la cap. Nu trebuie, mă, să-ți fie frig. Acum ai și tu grijă câte meciuri joci, că eu mai mult de 2 meciuri pe zi n-aș prea juca. Acum nu știu de tine. Nu prea joc mai mult. Mai mult de 2-3 meciuri, maxim 3 meciuri n-aș juca dacă joc așa. Adică știi că eu oricum joc un meci și cam atâta pe zi, știi? Că ești nebun la gata. Adică nu că ar fi nu știu ce cuțitele astea, dar țin la cont, am așa, are valoare sentimentală. Adică am 1400 de ore deja pe el, dintre care, nu știu, sunt puține idle, oricum n-am făcut așa de mult idle, că și acum am 10 ore în ultimele 2 săptămâni. De efectiv, m-aș juca pe el ca lumea în poemie și chiar nu, parcă nu-mi vine să mai... Și pe live-ul ăla de 12 ore. Gen, poate îți pare ție că dau așa Free Fire sau nu știu, dar... Nu știu, am ceva trigger, nu știu cum și... Focul mic. Ai de capul meu. Hai, bossule, hai, bine, mă, băiatule, 4 kill-uri, frumos, frumos. Iată cum fură kill-urile. 4 kill-uri, da, frumos. Vreau să fac mai multe kill-uri, mă, vreau să fac în capul pe episodul meu. Păi dacă îl fac pe Atomofa de Rapchat, ești nebun la cap. Trebuie să filmez și episodul tău. Adică încep să filmez în ultima rundă când filmăm pentru tine, știi? Deci să-mi bat picioarele, cum ar fi, mă, să-mi iau renca, mă, pe episodul tău? Hai de cam, aș simți ultimul om să-mi bat picioarele. Bă, ultimul om aș simți, bă, dacă aș lua renca pe episodul tău. Să știu că m-am chinuit atâta pe episoadele mele, m-am enervat, numai nerv, numai și pe live-ul ăla de 12 ore m-am chinuit să-l închis, să-l închis când nu filmezi, știi? Cum ar fi? Cum ar fi să dau eu? Bă, ar fi ceva, să dai pe episodul tău cel puțin ar fi, acum să dai pe episodul meu n-ar prea fi afacere, dar... Bă, uite, mă, ce fură, mamă, s-a activat sau? No, erau doi acolo în gal. Aha, stai un pic că vreau să... Ah, bă, ia, mamă! Mi-a dat prin... Da, a dat-o bine, Eu de pe asta unul viață. Mamă, ce i-a dat Orange? Bine. Mă, joacă. Joacă, se joacă aici. La Supreme? Uite că e numai Supreme și asta. Da, mă, dar și aia, că au profile faine aia. Mamă, ăla... Interpălin ăla. Black Mesa Pin ăla cât e? Că arată șmecher așa, negru. Nu știu, 4 euro. 4? Mamă, are și Flip Knife. Bă, chiar, mă, Flip Knife-urile seara faine. Cât e cel mai ieftin Flip Knife pe market? 90, cred, sau nu știu. 90? Da, Safari Mesh. Șmecher, erau Flip... Ia uite cu aia, am căutat market. Am intrat pe market și am căutat market. What the fuck? Este du, Blue Steel. Bine. Poate ajungem și pe acolo, bă, băieți, poate ajungem și la un Flip Knife. Sunteți nebun la cap. Vrei și să dau polarul meu? Da, dă-mi-l, trebuie să-mi fac FOV-ul mai mare atunci, că eu îmi fac configurile acum pe... Mama, mi-am băgat FOV-ul la jumate. Ia, zau și digă lui, ia. Nu, no, dar nu, dar digă lui, că oricum o să-i rup cu AVP-ul în două. Sau ia, dă-mă, ia, dă-mă, bă, gamea, ia, dă-mă încoa. Uite-vă în gură, ia uite, FOV3 să fie, tu-s gura, măti, mamă ce am dat, am spart capul aici nebun la cap, hai mă, brodere. Ai de capul, dai cu polarul, dai cu polarul. Da, la din junglă îi dau cu polarul. Hai, brodere, mai de un pic, vezi, ai grijă la stairs, protejează-mă de la stairs, te rog eu. Mai proteja, eu frate. Bă, ce m-am, dar nu l-am văzut, nu mi l-am, bă. M-am uitat spre stairs și nu l-am văzut, ai, pe connector, bine. Nu l-am văzut, mă, băga mi-aș picioarele în el de SP cu aia, că nu mi l-a văzut. Dar cred că au și ăștia. Tu joci cu Wall Always On sau? Da, Always On. Bă, bravo, mă. Hai, mă, s-au descurcat băieții. Și-a urmat doi ca... Uite, ți-am dat două arme, vezi? Știu că mi le-ai dat, nu a apărut. M-a luat pe mine în vizor. Cheaters. Mamă, culmea că i-au făcut pe aia cheaters, ia. Ia stai, că-s curios de cine zice. Dacă zice de mine, îmi bat picioarele. You're dead. Păi și ce? Păi stai un pic, ce legătură are? Că mi-ai zis că-s primul, păi și ce? A, că eu-s primul codat, că eu-s primul... Bine mă, frate. Ba, adevărul e că dau și eu în unele runde de lesar capacele. Îmi place că acum ai început și tu să joci, frate. Nu trebuie să fie frică, mă, de-aia 600 de euro cât e cuțitul ăla pe cine ai. Ba, oricum 600 de euro dacă ai în mână-i cheltuie. Așa măcar și că te-ai distrat pe CS, știi? Da, normal. Da, așa și 50.000 de euro. Puteai să-ți iei o casă, dar măcar și că te-ai distrat, frate, ești nebun la cap. Ce să ia 50.000 de euro? Ia, mamă, dar să-mi va picioarele, îmi tai calea în continuu, bă, ecstasy. Te-am făcut niște... Vreau să măcar... Ia, AVP-ul așa vreo, nu știu, cât mai e? O baterie la iPhone sau? Chiar, mă, AVP-ul tău cât e? 70. Să mor tu. Da. Mamă, Asimov? Da. Mamă, și... cred că mai bine să dea cuțitele pe AVP-ul ăla. Nu-l dau. No, e sufletul tău, a? Mi-aș lua și asta eu coaie, mi-aș lua și eu skin-uri, dar mie că mi-au bamă. Că eu nici nu joc cu privat, eu joc cu Exitium, că așa mi-aș lua și eu, mă, un AVP Asimov, ceva. Mi-aș lua un USP kill confirm de la, bă, dar mie că mi-au bamă, că alea îmi plac cel mai mult, deci kill confirm ăla e top, ești nebun la ca, bă, dar mie... Și eu mi-aș lua. Bă, nu mă, bă, care ești, mă? Bă, e futut în gură, ia du-te, mă, ia, hai, du-te tu, frate. Ia-te. Uai, ce ți-a dat-o ăla, te-a spart, ești nebun, ți-a arătat cum se joacă, mă. Ți-a arătat cum se joacă, ia uite, știi pe mine? Tu ești pe mine? Uite-te pe mine, frate. Yeah. Oho! Mamă, ce backtrack. I-am dat backtrack? Da. Frumos.
Chiar îmi place, bă, băi, ce vorbești, mă, dacă mi-au bani, mamă, dar mi-e ciudă, ai zis că contul ăsta nu l-ai cumpărat pe care joci tu acum, ai tot de la zero făcut, nu? Da, e contul meu, din 2018. Bă, măcar de era cumpărat contul ăsta, nu-mi părea rău de cuțit, de mie pare cel mai mult rău că și ID-ul de la Conti Frumos, uite, fix așa e ID-ul, genul ăla cu care mă loghez eu. Raul Tsuchei. E super fain, mă, și dacă pierd contul ăsta nu mai am nicio idee de alta ID-in pui mie, să-mi bat picioarele. Vreau așa să fie contul frumos, fin, vreau să bag și bani să fac level. Cred că bag, da, dar n-am pe card în seara asta, băgam, așa să fac în seara asta. Cât zici că fac de 10 euro level? Ia uite-l, mă, bă, ce trag ăștia. De 10 euro ce level crezi că fac? Păi, fie, dacă vrei să faci level, îți cumperi key. Da, și fac trader cu boss, nu? Și îți cumperi key de la oameni, mai bine, gen. Și e 1,4 euro, ok. Mhm. Și cât? Din cu PayPal și, nu știu, ce level ai? Habar n-am, dar n-am, oricum n-am făcut deloc, ia să-i să văd. 1! Hai să mă uit. De la 1 la 50, așa. 50 chiar, mamă, suită Darius, pe... ba nu, mi-a zis shit shaorma, ăsta, sit shaorma. Și am crezut că stătea spec pe noi, mi-a dat ăla sit acolo, ești nebun. Sau? Am crezut că e cu noi, meci. What the fuck, păi de unde știe că a murit, că acum vă, că nici măcar în CS nu e omul. Bă, mă simt spionat, mă, cred că are mare keylogger ăsta la mine în calculator, ești nebun la cap. Mi-a zis pe Steam, sit shaorma și... nici măcar nu e în CS, de unde știe că m-a omorât ăla, s-a auzit doar așa la Caterinca. Nu știu, cred că la Caterinca. Deci cu 15,40 euro faci de mă, mare bani ce mi-au. Mai ușor, mai ușor. Vezi că i-am dat o rod de tot ăla, nici măcar nu l-am văzut, i-am dat mare Free Fire, că mi-era frică că mă ia el pe mine primul. Vezi că ți-am dat foc. Mamă! Na, ia stai, dă-le un bloc la ea, să vezi ce codat, ce mă jură ăștia acum că am codat. Că a stat unul spec pe mine când i-am dat backtrack, cred că de 2 zile la unul. Să-mi bag picioarele. Bă, dacă mă moară ăsta acum că nu văd nimic. Băi, băiatule, vino mă încoa. Bă, bliet, așa. Bliet. Ah, băga mea, stai că vreau să-i dau un scop la ăla din City. Stai că i-am dat flash. Bliet. Bliet. Bine, mă, băiatule, 3 kill-uri frumos, 5 MVP-uri. Măcar 8 MVP-uri vreau să fac runda asta. Runda, meciul ăsta. Să știu că am prank capul ăla, mă, din ce în ce mai aproape. Of, mi-am luat un AK din greșeală. Ai armă? Fa. Ia spray polar? Da, sau ce arum? Ia-l pe ăla cu skin. Ah, da. Ia uite-l, mă, ce frumos e. Bă, băiatule, ce e ăsta? Field tested, nu? Well-worn. Well-worn? Da. Da, da, e acolo julit un pic pe... Da, coadă. Așa arată super bine. Da. Eu când eram... când eram mic nu știam că nu există Asimov Factory New coaie și când vedeam unul de ăsta credeam că e Factory New. A, nici eu nu știu, nici acum nu știam că nu există. Bă, nu există, AVP Asimov, cel puțin de AK nu știu. Dar AVP Asimov Factory New nu există. Efectiv, nu-l făcut așa, dar ce se skin-ul. AK, da, cred că... Ai. Ce nou scopuri frumoase dau runda asta, bă. Ia că mai vreau. Unde-i, unde-i? Lasă. Ia, uite-te la mine, bă. Ia, fe. Of, l-am ratat. Mamă, ce ban îmi iau, bă, băieți. Hai, mă, bă, băiatule, bă. Ia, lasă. Ouleu. Hai să nou scop. Ah, bă, gamiaș. Nou scop, să mor tu, dacă nu-i dai nou scop, ești bulangiu. Mamă, ce scheme. Sasha, de unde vine name tag-ul ăla? Sau ce? A, da. L-am pus la mișto. Bă, a friptomul, vezi că te așteaptă. Uaaa, ce te-a spart, aveai... legitante aim acolo sau ce ai făcut schema aia? Nu. I-am făcut așa. Să mor tu de nu-i dai cap, dai cap, dai... Bă, două secunde, coaie! Bravo, mă, băia. Mamă, deci la 0-9. Deci la 0-9 e 0-9, 0-5 cred că ce 0-9. Deci, defectiv, când am țipat atunci mai avea 1,9 secunde coaie. Mamă, zici, să-mi bag picioarele, bă. Am avut așa un pic, am stat cu chiloții un pic băgați în cur când am văzut acolo, cum are 1,9 secunde. Ia zi, unde mergem acum? Fii atent, facem o tombolă, fii atent aici, ia. Ia zi. Stai să mă gândesc. Zi un număr de la 1 la 2. 2. Hai că mergem pe ea. M-am gândit eu în mintea mea, dacă zice 2 merge pe ea, dacă zice 1 mergem pe B. Și ai zis 2, na. Am făcut mare tombole, ești nebun la cap, hai broadere, ma. Ma, un pic Free Fire așa. Un pic Free Fire așa, fm. 1. Uite-l pe ăla, uite-l pe ăla cum stă în palas. L-am văzut. Bine, bă, băi, ce le dau, bă, băiatule, bă. De nu fac, bă, deja am 8 MVP-uri, sau a, am 6, hai că văd și eu bine dacă e. De runda trecută aveam 5, acum am 8, culme, ești nebun la cap. Nu m-am gândit că e ceva neregulă. Băi, eu câteodată nu mai am răbdare în meciuri, de fericire, că-s curios dacă iau în cap și încep să le dau la știu, obvious, ca să se termine meciul cât mai repede. Și nu prea e bine ce fac, dar... dacă îi dau la asta mare nade. Să moare de la nade. Hai, mori, copile. Bine, mă, băiatule, bine, mă.
7 MVP-uri. 7, mai un MVP și-s mulțumit. După aia faci tu kill-uri ca să iei globalul ăla, poate îi lei pe video tău. Câte meciuri ai zis că ai câștigat acum? Nu știu, cred că vreo 30. Dar consecutive astea? Consecutive, adică... vreo 15, cred. Oh, tot e bine, mă. Tot e bine. Deși eu știu că... Ba, mă, cam ce... Mamă... Mai cerea să-mi pierd vocea pe videoclip. Ia uite-l pe ăsta, bă, băiatule! Intru cu tecul, fie că fac numai kill-uri cu tecul aici ăsta, runda asta. Hai, brother, hai, mai dă pic o dată, mai dă pic o dată. Încă unul, încă unul, bă, băiatule, bă, eu mi-au ban. Și-a dat drumul overwatch-ul din nou? Ah, m-a luat, m-a luat. Vezi că unul, dacă nu-i dai no scope, dacă deci no scope vreau să văd aici, să fiu mândru de tine, bă. Mândru de tine vreau să fiu. Mândru! Băi, bă. Trăgea la mișto. Fiu mândru de tine, bă, și mai dezamăgi, băi, extrem. Vreau să-l bată pe ăsta, mă, și după îl băteam eu. Ai, ce urât, ce urât. Băi, mai dezamăgi, bă. Nu vei să cred. Mamă, de-abia aștept să iau și eu. Mamă, dar mai am cale lungă, am 17 win-uri cu ăsta, 18. Să iau și eu. Ok. We try. Îi ce râde ăla, coaie. We try. To kick the cheater. They won't kick. Am vrut să-ți dau ție prima dată, dar mă gândeam că poate sunt proști ăștia în puii mei și votează F1-ul toți care ești, dădeam afară din meci. N-am mai făcut eu șuse de astea cu prieteni, mă gândeam, am vrut să-i dau kick la un prieten, gen când eram doar eu cu el, știi? Voiam să-i dau... Mamă, bă, băiatule! Mamă, ce mai că măcar am murit și eu o rundă în puii mei, nu mai este așa de obvious. Bine, mă. Tot am luat. Ești mai frumos combo ăsta? Da, ia. Băi, coaina. N-am apucat să văd, am văzut doar cuțitul. M-am pus pe tine, după m-am mutat pe altul din greșeală. Ia. Yeah. Dar nu trebuie să aspect pe tine. Asta e, trebuie să mai mor o dată. Ia, stai un pic, stai un pic. Ia zi un număr de la 1 la 5. 4. Trebuia să mergem pe B, dacă te duci deja pe alat, mergem a... Mamă, ia uzea, că sunt numărul. Ai zis că dacă a zici 1, 2 sau 3 mergem pe ea și dacă zici 4 sau 5 mergem pe ea. Mamă, mâncați ești, mamă, ce te-au prost. Te-au rupt, Fent, ești, ești pe mine, ești pe mine, ești pe mine? Fent, Zan! Puh, băiatule! Wow! Wow, ce cap i-am dat, bă, băiatule, bă! Eu și Zan! Da, mă, le scope, nu toată ziua mă joc cu el, ești nebun, la gază prea faină. De oricum, vezi că la Overwatch te ajută chestia asta ca ai skin-uri. Că zic că ea că, bă, uite, nu și-ar băga asta cu durea, nu știu ăștia pui mei. Dar știi că fac toți proști Overwatch-uri, nu? Ua! Nu cred, a. Am crezut că i-am dat-o la ăla, cam. Mamă, ce crede. S-a dus fix pe capul lui drept, gulându-s. Hai, brodere, hai. A, bă, m-a blocat căcatul ăsta de la mine. Bravo, mă, măcar a luat runda, nu-ți dezamăgit. China. Băi, ce, mamă, 30 cu 10, am frumos, frumos se joacă azi. Am bat picioarele, am dublu. Ca tine și ești pe locul 2, coaie. Băi, rup, băi, rup. Până mi-au iară bani și iară plâng două săptămâni în puii mei după cont. Că așa am făcut școala. Zicea, mamă, mamă, ce rup ăștia, nu știu ce, că fac globalul, că nu știu ce. Și mi-am luat bani și mi-am zis, bă, picioarele, nu mai avea niciun chem. Am să mă las de YouTube, ești nebun la cap. Am zis, bă, frate, contul ăla, tu gândești ce m-am jucat aproape nu. Un an și... Are lucreția sau care? Da, 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 bă, un an și 3 luni am jucat zi de zi pe contul ăla, mai am 3000 de ore pe el. Bă, că un an... Vac, parcă. Nu, bă, mi-am luat Overwatch. Overwatch? Mhm. Păi jucam HV-aș cu aia și a venit în perioada aia și a revenit Overwatch-ul, știi? Bă, 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 mamă, mergea unul cu spatele cu aia și am crezut că... Mergea unul cu spatele și am crezut că și-a băgat... Bă, ai cu aia. Mă, hai că mai face cineva un chestie. Nooo! Bă, extra... Ți-am lăsat MVP-ul, ai zis. Măcar atâta, măcar atâta aici, nebun la cap, dacă nu... Mamă, vor să-mi dea kick. A, nu, dă F2, dă F2. A, cred că a vrut să-mi dea mie kick și a dat time-ul prostul. Cred că a vrut să dea kick și a dat timeout, ești nebun la cap. Dar știi că au revenit server crasherele? Da? S-a mort tu, pe ce cheat? Pe ce a revenit ca lumea, pe toate cheaturile. S-a mort tu? Da. Aimer-ul are? Da, are și aimer-ul. Mamă, cum bără aimer-ul, băieți. Da, știu, am vrut să fac în trecut partenerea cu aimer, dar nu, nici mi-a răspuns bun la Jay la mesaj. Bine, adevărul e că la cât de... Da, nu la cred. Ce cheat e aimer cu el, știe toată lumea, nici nu cred că au nevoia de parteneriat. Nici eu nu cred. Nu cred că să răspund. Bă, am 37 deja. Da, nu, după meciul ăsta intru pe Alcon, deci nu știu dacă mă mai joc pe ăsta seara asta, ești nebun la cap. Joc de pe ăla cu Zapedu și video tău, cred că cu aia. Că am dat prea o vezi, mă, parcă mi-e frică să mă mai bala albești. Bă, și am... Cum ar fi, mă, să fiu fericit că am făcut...
Am făcut trade-ul cu tine și după aia să văd că mi-au ban în pui mie. Am jucat cam semi-rage match-ul ăsta, ești nebun la cap, numai Free Fire, numai... Fai. Sau să joc oare tot de pe ăsta, mă, nici nu știu. Tu ce ai face în locul meu? Poți să joci mai liniștit așa. Da. Bă, bă, dar vezi ce pizde, mă. Why you didn't kick me before, man? Why do you want to kick me in the last round after I carried you all the match, you fucking piece of shit? Tu ai dat F2? Nu, n-am dat. A, e bun atunci. Dat-o, nu. Bă, dar eu urăsc pe terminații ăștia de zic, mamă, codați, nu știu ce, căcații de codați, nu știu ce, băi, cu aia, dar tot joacă cu ei până în ultima rundă. Nu-ți dau kick din prima, știi? Da. Singurul care mi-a dat kick din prima rundă, care a vrut să-mi dea kick când a reușit, a fost Radu 4K atunci când l-am trollat cu codul. Ăla din prima rundă m-a țintit. Hai mă să vedem. Ai luat în cap. Ia uite-te tu primul la tine și după aia mă uit la mine. Eu n-am luat. Nici eu n-am luat. Bă, game aș picioarele, mă. Băi, și chiar mă gândeam că o să iau acum ore în cap de la Blana, o să fiu fericit. În orice caz, bă, fraților, sper că v-a plăcut acest video, dați și voi acolo neapărat un like și nu uitați dacă aveți cuțite, șmechere, nu știu ce și vreți să faceți trade cu mine, uitați așa cuțitele mele, bă, băieți, Shadow Dagger, Sarban Mask, ce erau astea, mă? Field tested? Field tested, dar ceva în plus, nu în minus, dacă se da, poate. Da, dacă se poate ceva să ies și eu pe profit, măcar cu un euro sau doi, dacă chiar vreți vă dau și diferența de 2 euro pe PayPal, mie egal, pe PayPal, pe card, pe BTP, pe ce vreți voi, dar dacă aveți cuțite până în 10 euro mai scumpe, ca să dau upgrade-ul așa treptat, știi, să nu fac de la Shadow Daggers la M9 aici de bun, până în 10-20 de euro mai scumpe, bă băieți, și vreți să facem trade, vă dau și diferența, astea scuțitele, oricum până 17 septembrie nu pot să vadă, deci probabil că săptămâna viitoare o să facem trade-ul. Sper că v-a plăcut, dați și voi acolo noi să facem 2000 de like-uri, nu uitați că aveți și canalul Ecstasy în descriere și serverul lui de Discord cu comenturi și report buture, tăcă. Și zici tu ceva așa, Ecstasy, de încheiere. Păi, cred că ne revedem la următorul video, nu? Da, corect. Ciao, ciao, băieții.